Astăzi, tatăl băiatului în vârstă de 12 ani din comuna Drăguțești a trebuit să răspundă la întrebările anchetatorilor față de situația care l-a dus în boxa acuzaților. Bărbatul a dat declarații cu privire la împrejurările, dar și motivul care l-a determinat să-i aplice propriului său fiu o corecție soră cu moartea. Întrebat dacă are o explicație pentru ce a făcut, omul a preferat să tacă și, mai mult decât atât, să fugă din fața camerelor de luat vederi. Era necesar să-i dați o asemenea bătaie? Cum vă simțiți acum când știți că nu-l aveți lângă dumneavoastră? Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele atât al bărbatului, cât și al fiicei sale, care se face vinovată, în opinia anchetatorilor, de loviturile aplicate cu cruzime fratelui său. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și rele tratamente aplicate minorului, cu privire la faptul că tatăl de 40 de ani și sora minorului de 19 ani au exercitat acte de violență asupra acestuia. În timp ce tatăl dă cu subsemnatul în fața anchetatorilor, băiatul de 12 ani se află încă sub aripa celor de la Protecția Copilului Gorj. Acesta a fost supus unor noi evaluări la începutul acestei săptămâni, pentru ca medicii legiști din Craiova să se pronunțe asupra gravității leziunilor suferite. Copilul este în acest moment în centru de primire în regim de urgență. El așteaptă cu nerăbdare ca mama lui să se întoarcă în țară. Din datele pe care le avem și urmarea discuțiilor telefonice pe care le-am purtat cu aceasta, a rezultat că ea se va întoarce săptămâna viitoare în țară și va fi alături de copil pe o perioadă mai lungă de timp. Mama băiatului este încă în străinătate și va ajunge în țară săptămâna viitoare.